delucru.md. Avem de lucru pentru toată lumea. Salut, prieteni! Eu sunt Pașa Parfeni și astăzi mă prezint nu ca un muzician și compozitor, țin un pic. Am decis să ies din zona mea din confort și să încerc pe propria mea piele diferite profesii, mai dificile, puțin cunoscute, greu de rezistat emoțional și fizic. Astăzi, noi suntem la Gara Feroviară. Urmează să vedem ce înseamnă să fii însoțitor de vagon. Hai să vedem dacă este aici lucru. Și chiar dacă trenulețul nostru Chișinău-București se pornește la ora 17 fix, să știți că un însuțitor de vagon responsabil vine la 12 dis de dimineață la o volantă. Hai cu mine! Ora 12.05. Am întârziat un pic. Da? Se poate? Da, poftiți. Ce scuze de întârziere. Pentru toți că astăzi aveți un însuțitor nou de vagon, domnul Parfeni Pavel, după ordine de rest, după domnul docente, toate cerințele la dumneavoastră ca și la însuțitor de vagon. Eu când vineam aici, a fost așa de romantic, am crezut că însuțitori de bord sunt fete, femei, iată și iată. Măi băieții. O întrebare simplă, când e pauza de masă? Pauza de masă e pe parcurs. Să pui însuțitorul care este în jocare. Rombor la toți. Înseamnă că aveți lucru pentru mine, da? Iure, îmi pare bine de cunoștință. Foarte plăcut că vrei să devii însoțitor de vagon. Să știți că Iure Plăcinte merge cu noi de la Chișinău până la București. București, încolo și înapoi. Cel mai nou vagon. Ce înseamnă 105-106? Numărul trenului, Chișinău-București. Ați văzut clipul la Zdob-Șuzdob? Sigur, dacă s-a filmat în vagonul ăsta. Și frate, serios? Serios. Astăzi ascultăm în vagonul ăsta iar piesa. Sigur, nu e o problemă. Hey ho, let's go, folclor and rock and roll. Dacă trenul unde ești, Chișinău-București. Controlăm frână din mână, Pavel, pe aerul pe drumul. Așa, așa. E ok, da? Frână și nu-ți termină aerul. Da, șefe dimineața. Trebuie să dai drumul la aer. Plăcuțile actelis, cred că s-au dezlipit, vezi? Ele pot fi înghețate, dar dacă vedem că este gheață pe ele, noi dezbatem cu... un ciocan. Cu un ciocan. Aha. Hai să verificăm și interiorul. Până la urmă, dai. Atât. Mai mult nu merge. Nu stric nimic? Nu, n-ai. Okay. Faceți mușcă aici, nu? Sigur. Cred că asta e. Deci mai verificăm încă o dată, sigur. Da, frână de mână. Ia vezi. Vezi? Gata, nu se mișcă. Nu se mișcă. Da? Acum ce trebuie să facem? Să dăm, să dăm înapoi. Atât. Sau mai controlez eu o dată. Hai. Dăm două ori înapoi. Să le închidem. Și atât. Noi suntem pregătiți. Suntem pregătiți. Pentru o situație excepțională. Deci asta este frână de mână, frână de mână. Și este stop-cran pentru situații și mai excepționale. Absolut excepționale. Cum ați primit abiturile? Și deci de asta tot se ocupă însuțitor de vagon. Noi primim abiturile și tot murdare când călătorii iese din tren, noi le strângem și tot le dăm la spălătorie. Și înapoi le dau curat. Deci avem de lucru, da? Avem de lucru, sigur. Păi noi pe ce să mergem acolo? Iure, unde ne duci? Ce-i n-am? Hârtie de viceu, acestea noastre, pentru călători. Am înțeles. Asta. Așa. Și mănuș, ca să spălăm viceurile. Serios? Sigur. Nu am înțeles. Noi va fi cel mai curat vagon. Amândoi facem treabă până la urmă. Da. Poftim, Pașa, tu ești singur la noi în susitor de azi. Ține tot și mergem la vagon, primim vagonul în primire mai departe. Așa faci tu de obicei, da? Mergem să verificăm și... interiorul, Pavel, ca vagonașul nostru. Cușeta de odihnă, însoțitorul de vagon. Am observat, frizura e absolut diferită. Păi iată. Și normal. Te verim, numai decât. Că așa e legea însoțitorului. Trebuie să fie curat, aranjat, să miroasă frumos. Eu doar cu miros frumos, dar restul... restul vedem. Și controlăm toate ușile. Le verificăm. Se deschide, se închide. Care sunt lucruri care oamenii cel mai des uită? Sacoșa care poate a scrosat de sub, cu niște încălțăminte, băbuță, să lese o geantă. Da, noi anunțăm șeful de tren, șeful de tren anunță la gară. Trebuie să iei legătură cu gara centrală, da? Corect, și deja corect, de acolo. Corect. Poftim, Pavel, și la viceu aici.
să controlăm cum lucrează sistemul de apă. Dar ce de verificat aici? Păi uitați-vă! Este WC-ul, controlăm dacă se duce apa. Și vedem dacă este apa aici. Așa. Oglinda e pe loc. Oglinda e pe loc. Cărtie de WC-ul este. Săpun, când ne pornim, turnăm și săpun lichid. Trebuie să punem săpunul. Controlăm ușa dacă lucrează ușile. Așa. Stângătorii. Da, stângătorul este. Da. Plomba. Este plomba. Tot e pe loc. Tot e pe loc. Cum, Pavel, hai să te îmbraci într-un halat de lucru. Eu am vrut o formă așa frumoasă. Stai, dragul meu, până la forma asta ajungem. Cum te berberim și cum te frezăm, cum îmbraci forma? Altfel hai, nu merge. Dați-mi măcar halatul. Hai să primim carbon, că trebuie să bată la ușă, dar... Poftim, domnule. Încet, că e greu. Toată lumea crede că noi, artiști, suntem așa mai leneși. Ia că o să vedeți cât de muncitor sunt. Pic de... Climate control. Poate gazul s-a scumpit, dar carbune avem aici la calefărat. De ce s-a pornit trenul? Unde mergem acum? Mergem spre gară, după călători. Le întâlnim deja, da? Le întâlnim, da. Trebuie să ne îmbrăcăm pe formă ce e frumoasă, da. Asta... Deja meri, da? Da, sigur, sigur. Profesia mea este însuțător de vagon. De asta așa mai este profesia asta, că am călătorit și la Moscova, și la Sankt Petersburg, și la Adler am mers, și la Kiev. Și am văzut serviciul însuțitorului și mi-a plăcut și am hotărât să devin însuțitor de vagon. Și normal, că e romantic, vezi diferite lume. Mergem la București! Cine merge la București? Doamna, mergeți la București? Oamenii încă nu au venit. Așteptăm să vii oamenii. Eu, până una altă, am vrut să te întreb. Da. Iată cine te petrece de acasă. Să se în primul rând. Copii. Am o nepoțică să iei sănătoasă, are o plănișoare. Cum ei trăiesc fără tine? Tura e săptămână. Tura e o săptămână? Da. Adică ai ieșit de acasă? Din 7 în 7. Și din ce an? Din 94. Din 94. Când eram mic, am vrut zi în polițist. Îmi plăcea forma, camișele albe, sunt îmbrăcat tot pe formă, asta e. Ca prima zi de lucru. Am avut foarte mari emoții, tremura și vocea, vorbeam cu călătorii pe silabe, că nu prea tot știam și... Dar oricum, m-am învățat și am mers mai departe. Care destinația este cea mai preferată? Gara Chișinău acasă. Gara Chișinău acasă. Cel puțin pentru mine și pentru spectatorii noștri, cu siguranță, este o situație foarte emblematică, știi, când un băiat petrece pe o fată. Am văzut diferite lucruri interesante. Lacrimi... Lacrimi... Duceau la Moscova la serviciu, la lucru, pe 3 luni, pe jumătate de an, plâng copii, ce să faci, așa e viața, așa e. Și acum să înțeleg, a scăzut nivelul călătoriilor. Am mai oprit autobuse, rutiere, dar mie îmi pare că oricum e mai convenabil cu trenul, că e mai sigur cu trenul. Eu sunt tot de părere că călătoriile cu tren sunt cu mult mai romantice. Cine era acolo, și pe ruta Chișinău, București. Trenul va pleca de pe linia Preia, la ore 17-20 de minute. Se aude deja locomotiva. Se conectează acum, se da? Se conectează, da, sigur. Hai să vedem. Deja am obosit un pic. Și cu ce viteză, apropo, acum? La 70-80 km la oră. Mai urmează ceva să facem? Da, sigur, hai să primim ceaiul. Da. Noi leacă de-am întârziat, că am avut treburi la vagon, am făcut treburi la vagon. Aceștia sunt produse care are un pasager tren Chișinău-București. Ar putea să se solicite de la mine. Da, ok, okay, ruta asta e de la tine. Acum le luăm și luăm, da, le luăm. Hai mai vin o dată. Asta ție nu să cânti la un concert, să toată ziua, pe la ora 12. Muncesc aici, în stânga, în dreapta și mai avem. Nu înțeleg, a venit domnul Vadim, șeful de tren, și mi-a dat... Fișa de parcurs. Ce tren avem? Chișinău-București, corect? Chișinău-București. Stația de plecare. A, ce sunet frumos. Mă simt parcă sunt din la șef. București, mecanic șef. Cine a fost odată? Vadim Pasat, însoțitor de vagon Iure Plăcintă. Însoțitor de vagon. Cine e a doua? Parfenii Pavel. Să te vadă lumea. Felicitările. Dar deja ești însoțitor, practic, cu iscălătura pe foaie. Da, în regulă. Ai răspundere. Am înțeles. Noi avem și o cameră specială unde putem să ne odihnim.
Da, sigur. Da? Hai să o arăt. Hai. Deci. Oh, superb. Oglinda, foarte mult spațiu și eu singur. Îmi place. E frumos, e cald, e moale. Avem o lanternă specială pentru citit. Avem suficient loc pentru bagaje. Iată, poftim, pentru bagaje. Avem un loc special pentru o cunoștință noi. Poate mai vine cineva. Și avem o țară care tare iubită, dar care nu se vede acum. Părerea mea că în așa atmosferă poți să te odihnești cu mult mai calitativ decât într-un autocar unde ești cum a prins într-un loc și nici nu poți să mergi, nici poți să mergi la baie când vrei, nici nu poți să te culci normal. Prieteni, totul este perfect. M-aș culca un pic să mă odihnesc, dar n-aș putea fără ceaiul acela din copilărie, dintr-un pahar specific călătorilor cu trenuri, mă duc să-l caut. Iurie, da? Hai să bem ceaiul. Hai, da. Că timpul de-am. Cana aia legendară. Îți dau o linguriță. Vii și tu, da? Da, da, sigur. Eu până una altă aranjez masa. Am luat niște foietaș și niște zefir moldovenesc. Pofti. Mandarină? Vrei? A, gătit și masă aici. Da, wow. Pofti. Gitara e pe loc principal. Gitara e pe loc. Dar de fapt, Iurie, care lucru este cel mai complicat? Complicat este lucrul cu călătorii. Călătorii sunt diferiți, vor au căldură, vor au rece și la fiecare trebuie să îndrim voie. Apropo despre băutură în tren, sunt legende. La băut apar cele mai multe probleme, nu? Apar gălăgios, dar oricum vii, le spui că mai încet, nu se poate, sunt copii alături. Și au fost pasageri care erau chiar agresivi și erau dați afară? Da, sigur, și nu odată. Nu știu, am să înșevi tren la stația apropiată, chemăm poliția, vine poliția, întocmește protocolul, vede, vorbește cu călătorul și vede ce cu el și al de jos dacă e foarte agresiv. Dacă vorbește și se liniștește, merge mai departe. Și tu ai fost și în plațcarurile cele care au... 54 de oameni într-un vagon. I-am auzit, nu știu cât e de drept, că eu țin minte că și acolo erau trei, adică... Pentru bagaje. Pentru bagaje, dar erau cazuri, i-am auzit că erau cazuri când... Vagoanele erau atât de pline încât oamenii se culcau chiar și acolo sus. Se întâmpla și așa. Se întâmpla și așa, da? Da. Care sunt trei lucrurile pe care neapărat trebuie să nu uiți dacă călătorești cu trenul? Poate ciupici. Soveste de acasă, sigur. Așa. 7 ani de acasă le ai tot timpul. Mai dispar lucrurile? Mai rar. Acum, dar se fora înainte. Se fora, un ștergare, un ștergare. O prostire, poate. Mă rog, da? Dar controlăm, oricum, controlăm călătorii. Un exemplu. Omul a dormit și a pierdut stația lui. Cine e responsabil? Însoțitorul 100%. Însoțitorul? Da, sigur. În bilet scrie Chișinău, Iași. La Iași trebuie să trezești. Deci la Iași trebuie să cu jumătate de oră înainte. Am numai înțeles. Decât cu jumătate de oră înainte îl trezești. Dacă îl duci la stația viitoare, oricumva, plătești achete pe bilet. A, serios? Chiar, da. Chiar așa de serios? Da. Cineva e la mine, practic, așa nu s-a întâmplat. Nu, poate la mine o să întâmple. Eu sunt norocos. Vorbeam anterior de familia ta și îmi povestea și de nepoțica. O să se numească 9 luni, pe 7 februarie. Poate... Și are un bunel atât de tânăr. Asta e... Fotografie chiar. Am în telefon. Asta e bucuria mea. Pentru dânsa lucrez, pentru dânsa muncesc și pentru dânsa trăiesc. Sunt fericit, am o familie blândă, frumoasă, înțeleaptă. Stăm în lucrăm, stăm în acasă. Jumătate de viață, din 28 de ani, 14 ani am trecut în drum, zi la zi. Și multe ani nou am întâlnit între ei, sărbători de Paște am întâlnit și tot așa. M-am conjurat odată măcar loc pământesc în 28 de ani. 6.000 de kilometri fac pe lună. 6.000 de kilometri, ne mulțim la 12 și ne mulțim la 28, aici va apărea suma. Vama. 15 minute până la vama avem. Da. Pavel Alexandrovici, o să ne la serviciu, unde sunteți voi? Nu, eu aici un pic... Nu se poate la serviciu dormit. Hai că e vama, trebuie să călăm călătorii. Ies chiar acum. Așa poate le gătim? Iurie! Da, da. Stai că vin.
Vama! Vama, Ungheni! Bună seara, domnișoară! Urmează Vama! Bună seara! Bună seara, pregătim pașapoartele! Ne trezim, pregătim pașapoartele! Bună seara, pregătim pașapoartele! Cum, Pavlușa, îți place serviciul nostru? Place. Este și unul responsabil, dar cu siguranță are foarte mult romantism. Pare bine că îți place. Mai aveți de lucru, nu? De lucru că mai e ce, trebuie să mâncăm ceva, nu? Trebuie să mâncăm. Dar de mâncare aveți? Sigur, la restaurant. Hai să mergem la restaurant. Asta e o parte cea mai faină, care îmi place cel mai mult. Așa, îmi pare o parte cu restaurant. Îmi pare bine. Bună seara! Bună seara, domnul Vasile! Bună seara, domnul Vasile! Sănătos, voioși? De la copilul meu am rugăminte să fac o poză cu dumneavoastră. Foarte bine, face. Eu mă numesc Pavel, da. Astăzi eu lucrez la voi. Da. Dar acum am venit să vă întreb dacă aveți de mâncare pentru noi. Avem. Fantastic. Mici, crem burșt, ouă. Aveți mici? Da. Este și garnitură? Este și garnitură. Fantastic. Și o cafeluță. Da. Aveți cafea naturală? Avem cafea, ceai. Vă mulțumim frumos. Măi, mâncăm aici noi. Dar mai avem 20 de minute. Ce facem? Poate cânt un cântec până atunci. Pare că trebuie să cânti. Și ai văzut chitara gata, da? Da. Apoi tu toată ziua ai făcut ceva bun pentru mine și eu atunci tare aș vrea să-ți cânt o piesă. Chiar îmi pare bine. Hai că revin acum chitara. Bine. Ce zice, muzicanți la masă. Oh, da, muzicanți la masă. Până una alta. Cum? Ai. Orele se trec ca florile. Orele de dor adânc. Zilele ca și copilele. Zilele la fel se duc. Și cu mine. Ai, ai, ai. Și voi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Super. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Orele. Bravo! Bravo! Stimați colegi, aici în trenul Chișinău-București trec foarte vesel, foarte armonios. Pentru asta eu vă mulțumesc. Domnul Vasile? Da. Noi vrem să mâncăm, nu mai putem. În secunda aceasta. Fantastic. Așa, mâncare frumoasă poți să ai într-un tren Chișinău-București. A fost o zi interesantă și sofisticată pentru mine, de atât am mâncat tot. Și mai ales a fost frumos. Faceți cunoștință domnul Vasile Lupu, întotdeauna îmbrăcat frumos, în cămașa națională. Deci dumneavoastră bucurați pasagerii cu așa mâncare de câți ani? Muncesc din 1986. Și cam câte persoane vin? Cândva erau foarte multe, de obicei te servesc 12, 15, 20 ceva de persoane. Acum mai puțin deja, da? Da. Am observat că purtați cămașa națională. Vă place muzica populară? Îmi place muzica populară, iubesc și simfonii, iubesc și disco, și rock. Aha, și sunteți pe roman chiar, da? Tu aveți aici și boxe cumva? Da, sunt boxe sus. Vreau să vă doresc că acest vagon-restaurant să fie plin de oaspeți, de oameni tineri, cum ați spus, de tineret care se circulă de la Chișinău spre București și invers. Mă bucur enorm de mult că avem așa oameni aici, în Republica Moldova. Vă mulțumim pentru asta. Gata, nu mai pot, este foarte obositor. Până la urmă am strâns câteva gânduri. Deci, prieteni, e ora 12 și un sfert, eu sunt
absolut epuizat. Vreau să vă spun că această profesie reprezintă pe bune un efort fizic, dar și emoțional, o responsabilitate. Data următoare, când o să am ocazia să aleg între autocar sau tren, cu siguranță aleg trenul. Călătoriile cu tren au o romantică aparte. Mâine va fi o zi foarte dificilă la fel. Acum am obosit, vreau să dorm. Noapte bună, ne vedem mâine. Mua! E ora 5:45 și avem jumătate de oră până sosim la Gara de Nord, București. Oamenii trebuie să treziți și au jumătate de oră să se pregătească. Trezirea! Bună dimineața! Jumătate de oră avem până la București. Bună dimineața! Trezirea! Care este procedura mai departe? Am întâlnit pasagerii. Acum îi ducem la fiecare călător, strângem biletele, controlăm pașapoarte, da, întrebăm de vaccin și... Și ne dorim călătoria. Călătorie plăcută, dăm la bitul. Hai, spor la treabă. Bună seara. Prezentați, vă rog, pașaportul și biletul. Biletul vă întorc mai târziu. Și vă invităm la restaurant, inclusiv, mâncare caldă. Mulțumesc. Prezentați, vă rog, ticketul și pașaportul. Mm-hmm. Bună seara. Vă rog să prezentați pașapoartele și biletele. That's good. Okay. Have a nice trip. Danke. Ah, okay. Do you need help or? Pardon? Toilet is right there. Da, vă rog să ne arătați biletele, dar și pașaportul. Mm-hmm. Iurie, se poate? Da, da, poftim. Avem un cetățean din Germania, un cetățean din Republica Belarus, 3 pasageri Republica Moldova și restul au o cetățenie românească. Românească, ok. Da. Și acum scrii, foaie de parcurs, o vezi, okay. Ieri ai semnat-o. Uh-huh. Bine, Iurie, asta am făcut. Ce facem mai departe? La albituri. La albituri. Luăm albiturile și dăm la călători. Ține de ouă, mai ține de ouă. Nu se greu așa? Că avem 8 călători. Hai că nu ai văzut cât am trăit în echipamentul la diferite evenimente. Bună seara! Bună seara! Ian! Oh. Bună seara! La biturile! Potim! Am prins! Dobri vecer! Potim! Pajalasta! Bună seara încă o dată! Cu drag! Deci Iurie a spus că temperatura în vagon trebuie să fie între 18 și 22 de grade. Plus la asta avem și copii. Trebuie să fie suficient de cald. Îmi place ceea ce fac și tare îmi place că asta este comparația cu ziua de ieri. Avem mai mulți pasageri și acest trenuleț cumva este cu lupă în viu. Tare aș vrea că acest tren o să se bucure de mai multă lume, de mai mulți pasageri și cu siguranță aceste călătorii reprezintă o mare romantică și cu chitară și cu mai multă lume. Acest loc poate fi într-adevăr unul parcă din poveste. O
cu bunăvoie, cu dorință de a face lucru cum se cade, oameni responsabili, niște profesii atât de importante, poate nu așa cunoscute, la care nu ne gândim fiecare zi, dar nu sunt mai puțin importante. Haideți fiecare cum poate, umăr la umăr, să încercăm să înviorăm această industrie Republicii Moldova. Mulțumesc frumos, un călător bun și un zâmbet frumos și să văd că iese cu un mersi și la revedere și cu o zi bună. Să mă întorc cu timpul înapoi, tot profesia asta avem să o vedem. Lucru pentru toată lumea.